Se schimbă legea audiovizualului. Senatorul PNL Vlad Pufu a fost desemnat pentru a conduce grupul de lucru al elaborării noii legi audiovizualului. Munca efectivă va începe anul viitor, odată cu începerea noii sesiuni parlamentare. Președintele Senatului Alina Gorghiu și președintele Comisiei pentru Cultură și Media au desemnat omul care va conduce grupul de lucru. Astfel, senatorul PNL Vlad Pufu va fi responsabil de elaborarea noii legi audiovizualului începând cu sesiunea parlamentară de anul viitor. Legea, deși intrat în vigoare recent, are nevoie de schimbări și adaptare la prezent, deoarece au fost sesizate articole ce nu pot fi aplicate în contextul actual. Legea a fost elaborată în 1996, însă, de-a lungul timpului, au fost fost aplicate mai multe amendamente. Vlad Pufu consideră că legea trebuie schimbată în totalitate. Se impune o rescriere în totalitate a legii audiovizualului la recomandarea Consiliului Legislativ. Este nevoie de o actualizare, astfel încât să rezulte o lege modernă, adaptată perioadei pe care o traversează media audiovizuală. O lege de plin armonizată și cu noua directivă pe care Uniunea Europeană o recomandă în legătură cu un act normativ privind libertatea mass media, a transmis senatorul Vlad Pufu. Dezbaterile pe noua lege audio vor începe de anul viitor în noua sesiune parlamentară.